Ploaia dansa împreună cu noi, se înveselea când vorbeam amândoi. Lasă, lasă, nu mai încerca nimic, oricum nu mai vorbesc cu tine. Ploaia glumea lunecând printre nori, ne răcorea când tăceam amândoi. Ce dracu să ne mai răcorească, fă! Vezi că am înghețat de-a binelea. Mi-au înghețat și cuvintele în gură. Asta va era. N-ai un pic. Nu mai ai niciun gram de romantism în tine. Bam! Am vreo 4 kg de reumatism. Compensează. Nu, că eu nu te mai înțeleg. Toată vara ai cârcotit că e secetă și acum când plouă, nu e bine. Mă, știi unde ar trebui să locuiești tu? Unde? Pe Marte. Și să găsești o doamnă marțiancă să petreci cu ea a doua tinerețe. Și să vă mâncați pensia unul la altul. Auzi, vă rog. Doar un. Decât să mănânc nervii cu tine, mai bine mănânc pensia cu doamna Marțian. Mai ales că știi ce am auzit? Am auzit că marțienii nici nu vorbesc. Nu vorbesc, doar. Nu vorbesc. Nu vorbesc. Aia bipăie, așa e, da. Bipăie? Bipăie, da, dar să vezi tu când s-o enerva marțianca ta și o începe să bipăie și mai face și antenuțele alea așa... Abai de capul tău. Bip, 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 bip. Oprește-te. Bip, 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 bip. Gata să ne ajunge. Tu ești dedus la spitalul de nebuni fără nicio consultație. Eu dacă mă duc și spun psihiatrului cum faci tu pacii, ăla te bagă direct în cămașă. De noapte? De forță! Dar poți să lași la mine o cămașă? Când te întorci, să știi că ești acasă. Să am ce lua în grabă dimineață, eu să te port pe mine și o viață. Purtatea e bombănă să te porți. Tăci din gura aia, poți să taci, să nu te mai aud? O să tac, o să tac! Dar să vezi ce ne plictisim! Tac! Na, uite, nu mai zic nimic! Tac! Mama, da, mama! Facem o plictiseală! Va fi! Încetați odată, gata! Nu vezi că stăm de 4 ore? De 4 ore stăm aici în ploaie să așteptăm salvarea! Că vrei tu neapărat să mai trăiască tata Lisandrina? De ce nu lași pe tu viața? De ce nu lași tu cursul vieții să-și vadă pe cursul ei? Aoleu, nu înțelegi! Nu înțelegi! Mă, tu nu înțelegi că ea trebuie să trăiască până de rebelion? Bă, ce zic eu rebelion? Până la ora 2 noaptea în seara de rebelion. Păi pentru ce? Păi pentru că vin ăștia de la Guinness Book și trebuie să o bage în cartea de recorduri. Păi stai cu floarul. Ăștia de la Guinness Book. Însă n-au ce face și în noaptea de rebelion, stau și ei ca oamenii la masă, ca tot creștinul, umblă cu catastriful pânsat. Păi dacă ăsta-i serviciul lor, ăsta-i serviciul lor. Așa că să vie să o bage în carte. O să se calce pe picioare cu popa mardare când o să o bage în groapă. Ce vrei, mă, nu... Ia, bă, auzi? Asta, dacă trăiește, îți spun eu că suntem salvați. Adică? Suntem salvați că tot satul o să fie racordat și la apă, și la gaze, și la canal. Ia auzi, băi, frate, a ajuns tața Lisandrina să ne scoate de secolul XVIII și să ne bage direct în secolul XXI. Bă, n-a fost cine știe ce ia de capul ei, n-a fost, recunosc. Dar dacă din cauza ei că a trăit ca Tutankhamon, uite, ajută comunitatea. Tutankhamon mult, poate. Mult? Puțin? Uite, că ne salvează. A ajuns tata Lisandrina să ne salveze pe noi, să salveze comunitatea. Oh, cum a putut fără pănoasa aia să intre în cartea recordurilor? Ea și cu Duc Adam. Da, a apărat ea 4 penaltiuri, dar uite că a trăit femeia, a trăit până la 108 ani.
Păi a trăit. A trăit că n-a avut servici, n-a muncit. N-a avut copii, n-a avut bărbat. N-a luat-o Dumnezeu în serios și de-aia a uitat de ea. Se aude, mă? Ce să se audă? Se aude sirena? Nu-i fă sirena, așa sună telefonul lui Țugurlan. No! Telefonul lui Țugurlan muge ca vaca. Cine? Telefonul lui Țugurlan muge ca o vacă. O, înseamnă că telefonul lui Țugurlan ca... Bă, Stella face așa. Serios? Așa am auzit eu că suna telefonul ei când am fost pe la ea. Pe la ei, când am fost... La ei, pe la ei, când am fost pe la ei. De ce? Dar tu chiar nu auzi nimic? Nu ce se aude nimic? Nu se aude, a? Eu n-au nimic. N-auzi. Eu o să auzi când o să îți sune apa în cap. După ce ți-o dai eu una. Când o ne-o întoarce acasă. Hai că mai nebunit. Ei. Eu să spun sincer, m-aș și bucura să nu mai vină salvarea aia. Auzi, să Florian, spune și tu mie. Ce o să-i spui la băiatul ăla de pe salvare? Că de 2 săptămâni îl tot chemi în fiecare zi. Ce motiv o să-i mai bagi acum? Nu știu. O să zic că are herpes la gură și să-i dea niște aerifie pe el. Păi acum 2 zile, nu spuneai tu? Acum 2 zile ai zis că are urcior la ochi. Acum 3 zile ai spus că are niște afte în cerul gurii. Acum 4 zile că are niște bube în cap. Păi dacă așa-i felul ei, mai buboasă, ce vrei? Hai, fătași din gură. Știi ce ți-aș face eu ție? Ți-aș da o amendă, Floară. Deci dar nu te-aș amenda. Tu ești pasibilă de pușcărie. Ascultă-mă pe mine. Tu ești pasibilă de pușcărie între 6 luni și 3 ani fără suspendare. Ce vorbești, mă? Ce vorbești? Cum adică fără suspendare? Eu chiar nu stau suspendată, să fie clar. Eu ce fac? Păi dacă așa mă bag în pușcărie, eu mă prind de zăbrelele alea pe mine, nu mă suspendă nimeni, mă, să știi! Și eu nu mă las până nu intră baba în Guinness Book, să fie clar, și până nu văd eu gazele băgate la mine în sat. Degeaba ce ești tu să o salvezi pe țața Lisandina, că nu-ți bagă nimeni gaze în sat. Apropo de țața Lisandina și de salvarea asta, eu cred că nu mai vine, cred că ne dă țeapă. Păi ne-a și dat, nu vezi? Ei, da, ne-a dat țeapă să fie cu naiba și frig și plouă ca în Bacovia. Auzi? Eu zic să o ventilăm manual. Eu? Cum ești nebună? Mă pui pe mine să o ventilez pe babă? Da, bineînțeles! O ventilez și gură la gură dacă e nevoie. Măcar asta să faci tu pentru satul ăsta. Ploua infernal și noi ne iubeam. Hai că mă duc, am treabă. Prima sarde în luna lui Marte. Care Marte, fă? Pleacă de aici! Marte, auzi? Care Marte? Că dacă decolez, eu decolez de tot din galaxie, eu plec de galaxie, mă duc de aici, din Calea Lapteie și mă duc să nu mai știu de tine, Floară. Fă, Floară! Ia stai, fă așa! Tu de unde știi, fă, cum plouă în Bacovia? Unde, când ai fost în Bacovia?